Suntem la Muzeul Mineritului, unde este o frumoasă expoziție de pictură a tinerii doar de 12 ani, Alexandra Cacovean. Alexandra, spune-ne, te rog, mai ții minte șirul expozițiilor tale și pe unde ai fost cu aceste expoziții? Da, acum am 64 de expoziții, am avut la primărie, la Casa Studenților, la Casa de Cultură, aici, aceasta care este personală, și am avut expoziții și în străinătate. Am avut la Dorog, în Ungaria. Alexandra, văd aici o tematică din minerit. Da, aceasta chiar a fost în Ungaria. Și cum ai ajuns tu la minerit? A lucrat cineva din familia ta în minerit? Da, sau? Bunicul meu și domnul Suhanec din asociație mi-a spus că aș putea încerca și mi-a plăcut ideea. Ce asociație? Asociația Petroacua. Ce reprezintă aceste picturi din minerit? Deci viața lor, cum au început ei. Deci aici, prima dată, au început cu... Cum îi spuneam. Deci un minerit mai rudimentar. Da. După mai aceea primitiv. S-a modernizat. Iar tu ai surprins toate aceste etape, da, în evoluția mineritului. Acestea au fost niște imagini ale domnului Schmidt care le-a făcut. Și eu le-am pus ca picturi. Mai departe, ce reprezintă? Aici avem niște flori. Acestea au fost dedicate ziuei mamei. Ce mai avem aici pe aici? Avem trei icoane care reprezintă drumul crucii. De aici încolo avem foarte multe icoane, începând cu anul 2008. Și până acum am peste 110 de lucrări care sunt prezente azi aici. Când ai tu timp, Alexandra, să... Cam în fiecare zi, câte o oră, două, depinde cum mă simt. Te obosește pictura sau te relaxează? Nu, mă relaxează foarte mult. Dacă m-ar obosi, n-aș mai continua. Deci, această muncă, pe care cu siguranță nu poate face oricine, tu zici că te relaxează foarte mult. Da, deoarece îmi place și îi pun culorile de la mine. Deci eu doar respect conturul și după aceea pun ce-mi place. Și de unde e această idee de a picta pe temă religioasă? Eu vin din familia Cacovean și mama e foarte talentată, la fel și fratele ei. Și are un coleg la serviciu și acesta se numește domnul Adrian Suzer. Și el a vrut să mă învețe să pictez. Am început cu cele două lucrări, care au fost chiar primele, de la Mănăstirea Nicula. Deci a vrut să mă învețe și încetul cu încetul, mi se pare că am 6 ore, am terminat prima lucrare. Aceea a fost... Iar după aceea am învățat singură. La ce vârstă au fost pictate acele picturi? La 10 ani. La 10 ani. Deci tu pictezi cam de 2 ani de zile. Da, 2 ani și 9 luni. Și zici că și în familie mama ta pictează și deci o moștenire, da, genetică frumoasă, da, nu? Aici ce mai avem? Aici avem încă câteva icoane, aceea reprezintă nașterea Domnului. Iar aici avem un abstract, au fost făcut în data sărbătoririi lui Mihai Eminescu și după numele poeziilor pe care le-a creat, eu le-am adaptat la picturi. E foarte frumoasă pictura. Mai departe, ce ne mai prezinți? Sunt foarte multe în casă, eu mă bazez mai mult pe religie. Tu ești o fetiță credincioasă, mergi la biserică, da, la slujbe? Aici ce mai avem? Aici avem expoziția care a fost de ziua mamei. Un peștera Boris a ținut. Da, da, da. Aici avem abstracte, care au fost adaptate tot la poeziile lui Mihai Eminescu. A, deci te inspiră foarte mult poezia lui Mihai, da, Eminescu. Iar aici avem două lucrări care îmi plac foarte mult, aceea de sus, cu mama, și cu cea de jos. De ziua mamei a fost făcută. Deci, practic, a fost un cadou pentru mama ta. Da. Alexandra, eu îți doresc mult succes în viață,
să ai succes astăzi cu această expoziție, iar munca ta să-ți fie răsplătită pe măsură. Mulțumesc!